Nu vă vine să crede ce am prins. Avem un iepuraș de câmp. Aici sunt la iepuraș și am prins un iepuraș de câmp. Bineînțeles că o să-l eliberez. L-am găsit, am mers cu tractorul și era o mamă cu pui și am prins unul. Stai ce ochi are. Deci, până că uită ăștia de frumoși ai mei, grăsunii ăștia, că acum nu mai pot numi că-s grăsuni, plângă creatura asta. Hai să zicem că e un musafir nepoftit. Este un musafir nepoftit. Mâncase ceva un pic, i-am pus un pic. Deci uitați-vă ce picioare are. Uitați-vă. Asta de mult n-am mai prins unul. Atunci n-aveam iepuraș. Și tot îi mângâiam, tot ieșeau, tot îi mângâiam, deci nu-i mai lăsam în pace. Atunci aprinsesem 2. Da, bun, ești unul. O să liberez, bineînțeles. O să fac un videoclip când o să-l eliberez. Un videoclip scurt. Ăsta e iepurașul de câmp. Așa arată un iepure de câmp. Ăsta e iepure de casă și ăsta e un iepure de câmp. Deci e mare diferență. Și după culoare și după ăsta. Ăștia alți s-au îngrășat foarte mult. Și chiar sunt foarte frumoși. Ăsta e mai micuț ca și ăștia. Cred că ăsta e de 2-3 săptămâni. Nu știu, cam odată cu ăștia poate îs, că mare nu e. Da, ăsta e iepurașul de câmp. Musafirul nostru nepoftit. Și asta nu știu ce face aici. Asta umblă după mascul? S-ar putea. Dacă aude gălăgie... Uitați, acum mă dau din tabla asta. Vedeți, nu-i place. Intră în panică. Asta este lada care... Lada de fier. Care aduc iepurași. Am să-l dezinfectez, bineînțeles. Nu se știe ce bol are acest iepuraș. Dar l-am adus să vedeți și voi un iepuraș de câmp. Așa. Bine. Cam atât. Ne vedem cu bine. Pa, pa!